bună ziua, vă salută Betsy direct de aici, din scara blocului, deschizând ușa. Prieteni, bineînțeles, începem ziua de azi cum se poate mai bine și cum. Tătamu, de câteva zile îmi apare cu mașina mea din Italia, scrie acolo, aveva 200 giorni tra service. Zic, mă, oare ceva erore asta? Sun pe tata Bania. Ia că schimb becuri, le schimb, ia că Leoica tușește. Și au zis, mă, Peții, Leoica e deșteaptă, își cere kilometri. Și m-am uitat pe cărticica aia de acolo, foarte frumos, și am depășit, am ajuns la pragul ăla de kilometri, când trebuie să schimb filtrele și uleiul și alea. Așa că, zis și făcut, toată Bania, mi-au zis de unde să cumpăr ăstea, mi-au zis de unde să cumpăr piesele, merem acum să le luăm, filtrele, uleiul, filtrul de polen, de chestiile, merem să le cumpărăm, ne ajută domnul Răzvan să le punem sus, facem și acolo la el și, bineînțeles, prietini, merem și să luăm un USB din ăla, în care bookpack stick-ul să audă muzica faină. Da, prieteni, vă ia pe zi cu el și îi dăm pe culdușoală gravaz. Prieteni, bineînțeles, situația terminată. Aici, după cum vedeți, la Auto Kids Service în Cluj, aici jos la Baci, vis-a-vis de Banca Transilvania asta de aici, văzutul. Piesele grele, filtre, man și alte uleiuri, Castrol. Să moră dacă nu mi-l bag pe Cristiano Ronaldo în rezervor de la ulei, că el face reclamă la Castrol. A, cam așa stă pe-a, prietini. Prima activitate îi rezolvată, comandat piesele, ridicat piesele. Trebuie să dăm un apel la Răzvan să vedem când are timp. Bineînțeles, aici mașinile merg cu sunete grele. Așa că, prieteni, merem, punem astea, le depozităm în portbagaj. Merem acum, cred că ori până la, ori merem la sală direct, ori merem până la Cora ca să-mi iau modulator din ăla. Da. O eschivă direct, vedeți? Ce-i nașpa? Parchez pe trotuar aici și eu, dacă sunt pieton, trebuie să mă duc pe stradă să te ocolesc. Înțelegi? Da. A, în fine, în fine, să trecem peste. Am luat piesele și merem, am să vedem dacă sunt în Cora ceva modulator din ala de muzică. Lasă astea pe jos și vă închide. Cum ăsta? Să mă să vedem unde găsești peții modulatorile, mă. Să vedem unde le, unde le găsim modulatoarele. Oare pe aici? Și niciun împiegat nu e aici, mă, să ne ajute. Dar pe nici aici, mă, calculatoare și manete, mă. Oare pe aici? Cabluri. Oare nu sunt, mă, sau nu mă uit eu bine? Și nimeni nu e aici, pe raion, mă, să ne ajute, mă. Oare modulatoare din alea de mașină aveți care se bagă în stică, nu se bem brichetă? Da. N-aveți? De ăsta nimeni era sigur pe el, m-am dus să întreb pe altcineva. Că ăsta, cum zice, auzi că n-avem, bă, faci mișto și alea foarte uzuale. Stai, prieteni, că găsesc pe un din ăsta și revin, că ăsta e sărit de pe fix. Prieteni, situație grea, după cum vedeți, stăm aici, așteptăm. Ăsta de aici, domnul care lucrează la raionul ăsta de televizoare de ăsta, cum l-am întrebat, după cum ați văzut, ne-o și zic, tiritos, că direct nu are, nici măcar nu s-a uitat. Peți-o înaintat problema mai sus și o trimis după el. Ce-i cu atitudinea asta? Păi așa atitudine trebuie să ai față de clienți, mă, omule, mă. În loc să mergi să-i ajut, să-și găsească, să-ți vânzi marfa, tu îi zici că direct că n-avem. Dar ce înseamnă asta, mă? Vă rog, galo, să se zice de conducerea Cora. Mă caut, mă, să moră, dacă n-am găsit numai din astea maxim, cum am tot plimbat aici. Dar ăștia nu cred că-s din alea. Ce? Dar mă, așteptăm să trimită pe cineva, o scădă pe în stație cineva să mor eu. Situație grea, situație grea. Situație grea că nu vine nimeni. De 5 minute, nu exagerez, o zis că se dă pe stație dacă vine cineva pe raion.
Nu vine nimeni, uita, stăm aici, așteptăm. Mă rog, am înțeles. Mai așteptăm și revenim când vine domnul cu asistența. Prieteni, până la urmă am găsit, până la urmă, după de 5 ori de nu l-am strigat pe ăla să mor eu, de 5 ori l-am strigat pe domnul ăla și până au venit, hai arătați-mi dumneavoastră. A fost greu să-mi arete. Am găsit, prieteni, am optat pentru un telur din ăsta, tot timpul, ăstea cele mai rezistente. Mie nu-mi trebuie cu Bluetooth, cu din alea cu sunat în mașină. Și din alea, peții, numai frumos să-și asculte muzicile din mașină. Treabă rezolvată, un pic cu bătăi de cap aici, la Cora, să mor eu. Situație foarte complicată, n-am stat niciodată așa mult ca să cumpăr ceva din magazinul ăsta. Deci de 3 ori m-am dus până la recepție și odată am trimis vorbă să-mi trimit om aici. Și tatăl mi l-a trimis, care direct mi-a zis din prima, că nu este pe azi, mă, omule, hai mă, hai arată-mi tu. Și l-am luat frumos să mor eu, am venit cu el și mi-a găsit. Da, nu. N-are rost, prieten, să mai zicem ceva, pentru că nu. Asta e. Așa că acum ne îndreptăm frumos, plătim ăsta și ne îndreptăm spre sală. Peții transmise în chiar. Am ajuns și aici la service, bineînțeles, la prietenul nostru Răzvan. Ulei are pe zi, ulei greu. Filtrele astea, alo, man filter, numai chestie grea. Așteptăm să... Am ajuns, bineînțeles, punctualitatea la peții, punctul... La peții se spune prieten punctualitate, bineînțeles. Și am ajuns aici mai repede, auzăți numai, cu 10 minute, tocmai, pentru că și place la peții să fie mai repede. Așteptăm acum Leoica să fie primită înăuntru, frumos, schimbarea filtrului și a uleiului să fie pregătite și alte filtre de polen. Continuăm, prieteni, direct dinăuntru. Aici la prietenul nostru Răzvan, aici ne ajută el cu mașina, a schimbat filtre de ulei, situație foarte, foarte grea, Leoica să unge amupămațe. Hați, hați, hați! Bineînțeles, situația, după cum vedeți, e pe castrol și pe man. Pe castrol și pe man e situația. Motorul... Deci, așa e, deci e bun, motorul, mașina e în regulă, așa e, Răzvane? Foarte ok. Bineînțeles, mă. Bine, mă, păi asta e mașina, mă, nu cum și-o luat Dorian Popa, că el deja are probleme cu ea. Bineînțeles, glumim. Pretini... Ăsta, Răzvan, dacă vreau prietenii și văd că au stricate cuatrotronice din astea, unde? Unde? Pe ce stradă? Să vină pe brigadierilor. Pe brigadierilor numărul 6 aici, la Autocru. Da. La Autocru. Îl stați că a pornit albinuța la stomatolog. Cum zice Florin? Zum, 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 albinuța mea. Mamă, prietenii, revenim după ce se termină albinuța. Cu detalii mai clare, până atunci să vină uleiul. Bine, mă. Leoica se ridică, mă. Bine, mă. Dacă m-am mâncat, aș mă sunt pe la stomac, pe la din ăstea. Acum, ca și când stă pe burtă, să mă răsfere, tăt. Prieten, după cum vă ziceam, aici, cu Răzvan, pe strada brigadierilor, numărul 6, la Autocru, veniți aici la el, orice problemă, la orice mașină, veniți, o rezolvă, știți cum? Nu m-a întrebat de el și pam, o venit, hațațat de două ori, gata-i mașina. Bine, mă. Situație grea, mă. Situație grea aici și cu schimburi de ulei. Ce e ăsta? Filtrul ăla de... De ce filtrul nu a fost bun? Cum se numește ăla? Filtrul de motorină, mă, m-o ars în manevra aia de acolo, mă duc pe aia înapoi cu ăsta înapoi. Nu s-a potrivit, mă, că nu știu cum era gaura mai mică, mai mare, nu s-a potrivit, dar mereu, mâine rectificăm până la urmă. Ne dă filtrul de care este mai bun, zice Răzvan, de care și venim înapoi și schimbăm și ăla, fiind o problemă minoră, bineînțeles. Acum, bineînțeles, uleiul, să-l punem aici. Așa. Avem uleiul.
pe acolo deschis și curge uleiul. Nu-i prea stricat așa, e pe sub, cum am dat până hopurile alea. Nu, cum am frecat. Am aici un pic de bine, mă, scutul ăsta rezistent. Deci, după cum v-am zis, eu credeam că ăsta pe jos freacă pe jos mașina, de fapt nu era așa. De fapt, răjele, oi, că răje face numai așa. Urmează schimbul de ulei, deci continuăm cu situația. Situație grea. Vine schimbarea uleiului, prieteni. Hai. Bine, mă. Viscozitate maximă, mă. Viscozitate zero. Zero viscozitate. Uitați cum mere să mă că zici că e conductă din aia, zici că nu-i lichid. Și ăsta e ce? Pentru să măsoare sau să ceva? Sau ce? Recuperator. Deci poți să știi extragi pe sus. Pentru să decantează. Bine, mă, cu decantore și cu scule grele se lucrează aici, mă, nu orice. Bineînțeles, înlocuim cu castrol, prieten. Castrol ca și, după cum am zis, ca și Cristiano Ronaldo, să mă răzuși că pe el îl pun în un ulei. Cum el face reclamă la castrol, să mor eu. Când o accelere, să mă răzuși, zici că nu îi pun în loc de cauciucuri mercuriale din alea în picioare. Și mereu sunt gură. Bun. Continuăm, prieteni, cu schimbarea urelui și decolăm spre casă și să vedem cu uleiul ăla cum facem. Cu filtrul. Bine, mă, resetăm aici, mă, nu știu cum se focalizează. Resetăm, bineînțeles, aici bordul la mașină să nu mai apară la leoică, că trebuie revizie, mă. Bineînțeles. Ui, acolo, gândiți-vă că alea-s numai opțiuni. Opțiuni, dar numai la mașina asta. Din alea opțiuni, gândiți-vă, ridică Skoda, mârie la ăla din stânga. Opțiuni din astea, din savană. Din savană. Nici numai mârie direct, când zici mârie direct, își lasă scutul jos să-i se vadă colțuia. Cam atât, prieteni, am schimbat astea. Merem după asta mâine să rezolvăm să ne schimbăm piesele. Și cam atât pentru ziua de azi. Și până atunci, vă zice peții, cine o scăstin cu-l duș?